Antonio este mereu un subiect de analiză pentru Irina și Maria. Oare ce au mai descoperit despre acesta? Am și spus că Cătunia l-a privit mai departe, el și-a pus întrebări, el a fost acolo. S-a uitat cu Giulia, nu? N-am nicio treabă. Nici o treabă. Și nici cu ea nu e prea. Trăiește într-o... iluzie. Într-o iluzie. Și Antonio, aseară cine îți pare? Și el cu femeilor le place când le spui direct. Gen, nu vreau nimic, nu vreau să le stai așa și mă simt bine și nu știu ce. Nu știu unde l-ai putea. Nu știu ce să uite, zic. Eu îi dau dreptate aici. Da? Da. Fii atentă de ce eu pot să nu înțeleg. Pentru că sunt femei. Uite, lui Julia, spre exemplu, i-a spus. Da. Eu nu vreau nimic serios, eu nu cu tare, eu nu știu ce, știi? E vorba de ce acceptă ea. Pentru prezența lui sau pentru lucrurile pe care, micile lucruri pe care îl poate să le ofere, unele femeile sunt suficiente și da, lucruri rău și le satisface strict firimiturile alea, știi? Și atât. Tu crezi că dacă el mă vedea pe mine că aș fi putut să accept chestii de astea, el nu s-ar fi apropiat de mine? Uh-huh. Și mi le spunea și mie cum s-ar fi apropiat. Nu, da, uite, pe de-o parte l-a apreciez că decât să o joace urât, a preferat să îndepărteze de mine, știi? Și să facă așa cum simte el, să meargă în direcția în care simte el, pentru că undeva în mintea lui, el știe că eu n-aș accepta nici tipul ăsta de relație și nici anumite lucruri. Eu i-am zis lui, gen, nu înțeleg ce le spui femeia, ele toate au aceleași reacții, știi? Reacționează la fel, știi? Am găsit asemănări la cineva Nemona, am găsit asemănări la Nemona cu Giulia. Adică sunt niște, ce se întâmplă, de ce? De parcă așa, și el îmi zice dacă tu erai să reacționezi la fel. Deci tu crezi că eu erai să reacționezi la fel? Sau depinde. De ce depinde? Sunt curioasă cum gândești. De ce depinde? Dacă tu te-ai fi simțit acasă de la un nivel, așa, și ai fi început să prinzi, nu în dragostea, lăsa, să fie drag de el, okay, cum s-a întâmplat la mine, probabil, ai fi avut la un moment dat anumite reacții, nu în totalitate sau nu asemănătoare cu ale mele, ale ei sau știi, dar parțial ai fi avut și tu anumite chestii. Atât timp cât tu ai fi decis să se acorzi atenția aia într-o oarecare măsură. Probabil. Sau tu să privești într-o direcție. Cred că inteligența mea emoțională e alta dacă văd un pic, atât. Eu că tu ai făcut altceva. Că tu ai făcut altceva. Îmi schimb. Da, nu că schimb, eu îmi schimb și gândurile din capul meu. Eu nu mai gândesc despre tine același lucru. N-are și cum să-mi influențeze mie altă emoție, știi? N-am cum s-a întâmplat, doar că nu știu, eu de fapt eram mai de acord la anumite chestii. Nu știu de ce, nu știu dacă pur și simplu a fost conjunctura și vorba ta a fost chestia asta. Eu știu cât sunt și ce pot să ofer într-o relație și omului de lângă mine. Dar așa, în raport cu fetele astea care cumva ele s-au simțit câștigătoare în condițiile în care eu n-am luptat cu ele pentru nimic. Tu înțelegi reacția mea? Băi, la bărbați e simplu. La femei e mai complicat. Ei spun mereu exact ce gândesc, exact ce simt, exact. Noi, la noi e mai complicat că noi spunem nu, dar de fapt e da și invers și nu știu ce și avem chestii noastre. La ei nu există chestia, ei n-au asta. A fost, am avut o conversație cu tine în baie și ți-am zis odată, mai de mult, o frază așa, vezi, tu n-auzi pur și simplu ce-ți spune, ți-am ca tu, ție să-ți fie mai ușor, tu ar trebui să uiți că ai fost cu Antonio, să-ți pui în cap, eu n-am fost cu el niciodată. Și tu o să te lipsești toate emoții. Adică, absolut de toate. Știi? Da, știu ce. Nu o să-ți mai trezească nimic. Și nu e că am uitat ce ai zis tu. Că tu oricum te gândești la cum a fost, analizezi, eu știu, încă e chestia asta, te înțeleg. Așa, faci comparații, îți vin în minte niște situații din trecut, te înțeleg. Tu n-ai idee cât de mult o să suferi. El? Știu. Știu. Adică și
Și vorbim peste vreun an cum gândești și cum simți și cum și prin ce a trecut. Care aceeași schemă și cu toate merge, știi? Păi, Antonio. Pe tine te-a atras la el că e o fire comunicativă, că vorbești, că poate explica și ți era interesant și ți-e plăcea când el vorbea cu alții și auzeai care argumente și așa, asta te-a făcut să îndrăgostești, înțeleg? Asta. Și momentul în care l-am simțit acolo, lângă mine, știi? Da, și când ți-a luat apărarea în mulți tocări cu Alex de la început, că a fost păi așa, da. Știu. Au fost alte lucruri. Cum pune el viziunea lui de o relație, astea m-au atras pe mine la el. Nu vrăjeala asta, și pune că sunt sătul eu de vrăjeala mea, dar s-o mai scupă de un lucru nu înțeleg eu. De ce ascultă femeile, de ce spun bărbații și cred în asta? De proaste. Altă explicație mai bună nu e. Pentru că tindem să... Atunci, mie mi-a făcut cum spunea el ție. Maria, tu poți să spui că tu ești așa, așa, așa. N-am de unde să știu. Că așa e. Tu mă pui să cred în ceva ce tu spui. De ce tu ai crezut? Ce-am dacă ți-am mai spus și înainte? Dacă stai și observi unele singură, să stai, să nu crezi în tot ce auzi, știi? Capricile iubirii. N-ar fi plăcut să fie și Maria aici la discuția asta, dar din păcate nu se simte bine, este în casa mireasa. Faci victime. Fac victime? Da. El alege același tipar de femeie inconștient, pentru că toate au aceleași reacții. Nu e ca și cum am ales. Inconștient, adevărat, da. Păi, poate e momentul să rupi tiparul. Da. Dar uite, Irina, cum spune Antonio că este? Că ai zis că vorbește și vinde ceva și cum nu este de fapt? Bărbatul vorbește prin a face, prin fapte de obicei, nu prin vorbe, de asta și... Mai sunt și câte unii vrăjitori de... Practic, la început i-am spus și lui și Mariei că am văzut că a privit relația lor în viitor, adică el gândea... A proiectat-o. Da, se gândea la viitor și făcea, avea niște gesturi din a face ceva pentru ea, a face o omletă, a duce un pahar cu apă, a face o cafea, era atent. Era altceva. Asta dacă și mie îmi vine în vizită un prieten, da, îi fac dimineața o omletă și îi duc un pahar cu apă. Acum... La început era atent chiar și privea ca o relație serioasă, privea în viitor. Și ce crezi că l-a făcut să se schimbe? Cred că lenea de a construi și a comunica mai mult. E puturosă relație? Acum cred că nu era gata să ofere atât de mult. Nu știu, la un stadiu că... Dar dacă o să spună despre sine că acum vreau să iubesc, acum vreau să construiesc... Era prea mult de construit. Asta am văzut eu. Întotdeauna e foarte mult de construit. Adică... Atât nu știu, de... eu am azi, în atitudinea. Deci când vorbea cu ceilalți oameni, mi se lua. Și acum când o am auzit-o, cum pune problema și cum spune, nu știu, parcă vrea, îi face pe ceilalți mici și în fiecare discuție încearcă ea să se ridice. Mie nu-mi plac oamenii care din orice vorbă, dar eu sunt așa, dar eu am făcut așa. Până și la task, m-am uitat din nou la imagini, după ce a ieșit din cabină, că dacă eu voiam stăteam lejer, că dacă voiam eu mai nu știu ce. Că dacă... Deci, practic, atitudinea ei de superioritate te-a spus să dai înapoi. Da, nu mi-au plăcut niciodată oamenii de genul ăsta. Asta i-am spus și eu la început, dar după am cunoscut-o altfel. Eu nu cred că Antonio a devenit leneș și cred că Antonio n-a fost motivat. Da, exact. Și eu cred că în momentul în care găsești partenerul potrivit, fie că ești femeie sau bărbat, sine. Fai, parcă ai... Cum e vorba aia? Parcă ai terebentină.
și încep să... Exact, motivația și asta e adevărat, dar o avea de la început. Poate nu s-a simțit încurajat să... Cred că a fost motivat pentru că inițial Maria îl respingea și probabil că a fost o provocare pentru el. Mi-am făcut o proiecție asupra ei, cum mai mult cum mă vedeam eu în capul meu decât cum era ea de fapt. Și după aia, ușor, ușor, cu timpul, făcând lucrurile alea, parcă, nu știu, mi s-a schimbat așa percepția despre cum ar putea ea să fie. Da, uite, și Anemona și-a exprimat, să zic așa, simpatia față de tine. Ei ce i-a lipsit, astfel încât să nu-ți dorești să încerci mai mult? Nu știu, Anemona, i-am spus, dacă aici e pentru o relație serioasă suntem. Și dacă e să fiu sincer cu mine, pentru o relație serioasă, din punct de vedere fizic, nicio fată nu mă atrăgea la modul în care eu să vreau să fac ceva serios. Ea nu chiar nicio fată.